Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta facem încă un video de gaming. Aici ne arată tutorialul și da. Băi, asta e primul video din 2017, adică în 2017 intrăm cu gaming frumos în acest an. Îl penetrăm. Și da, auzi. Tot vacanța asta am stat, n-am avut chef să fac nimic pentru că n-ați dat eu de câini, capră, urs, ce ești tu. Doamne, și fugăream eu vulpile când eram copil. Și fugăream, dar nu așa cu chetri, dacă vedem una, doi. Și am strâns vreo aproape 3 milioane am. Cu care vreau ori să iau o dronă de aia performantă ca să pot face intro-uri cu drona, ori să-mi iau un longboard ca să mă pot da la vară ca lumea, pentru că am, nu știu frate dacă să-mi iau un longboard sau nu. Am găsit un longboard super șmecher redus 50% pe mag, cu roșu, cu roșu de silicon, ABC7, super super fain, dar am cruiser și nu prea m-aș mai lua eu, dar n-ai. Deci ar fi perfect aia, pentru că am și cruiser și nu prea m-aș mai lua longboard. Probabil să-mi iau grip tape și roți pentru cruiser. Da, asta mi-aș lua. Să văd eu dacă mai am bani de roți. Bă, frate, ești nebună. Uite-o la cât de prost am fost. 100. Da, deci cred că să-mi iau roți și grip tape pentru cruiser. Roți de silicon frumos, plus un grip tape de la mare și frumos. Camera, am drona, ar fi perfect. Uite frate cum sare. Uite, merem așa. Dăm drumul, pac, frumos. L-am luat, gata. Nice. Hai să mai facem câteva nivele și apoi vom încheia și acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade din Fugărim Câini sau habar n-am cum se cheamă. Trebuie pus un titlu clickbait, așa, cu o imagine care n-are legătură cu jocul. Gata, hai, jucăm ca lumea, ori suntem gamer, ori suntem gamer care fugăresc câini. Mergem încet așa. Dar nu poate sări, ei. Uite, merg, luăm, sărim, luăm, mergem. Uite. Hai, cu căruța, hai, mergi. Mergi. Nice. Bun, deci cam atât cu acest episod, oameni buni. Eu am fost Alex. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade din această serie, pentru că la 10 like-uri vom mai posta încă un episod. Și da, până data viitoare, numai bine. Pa, pa!